Acesta este micul Albert, băiețelul care a participat la unul dintre cele mai severe experimente. Bebelușul de aproximativ 9 luni, numit micul Albert, i-au arătat mai multe lucruri, printre care un șobolan, un iepure, o maimuță, mai multe feluri de măști și hărți care ardeau. El nu s-a speriat de niciuna din aceste lucruri. Copilul era curios și a întins mâna după ele, arătând nicio fobie față de acestea. Cercetătorii au încercat să-i creeze lui Albert o fobie. I-au arătat bebelușului un șobolan, iar de fiecare dată când îl atingea, psihologii creau un sunet puternic brusc în spatele acestuia prin lovirea unei bare de oțel cu un ciocan, un stimul care îl făcea pe Albert să plângă. În urma câtorva ședințe în care cele două acțiuni au fost repetate, bebelușul a fost lăsat singur cu șoarecele fără zgomot. Însă a avut reacții similare față de acestea, precum cea provocată de lovirea barei. Acesta a plâns și când i s-a arătat un iepure, un câine, orice avea blană îl speria. Prin asta ei au vrut să demonstreze faptul că fobiile pot avea urmări pentru tot restul